Conform procedurilor, pentru construirea noii centrale termice pe gaz de la Mintia, sunt necesare două avize de mediu. Dacă local, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara nu s-a confruntat cu nicio abatere de la proiect, eliberând astfel documentele necesare, cu o mare problemă s-ar putea confrunta Ministrul Mediului, care trebuie să obțină acordul Ungariei și al Serbiei privind impactul investiției de la Mintia asupra mediului din cele două țări, iar Ungaria întârzie cu răspunsul. Relația cu vecinii noștri unguri pe linie de mediu a fost una anevoioasă. Există precedentele de Vagol și Samax, proiecte de investiții care au generat întârzieri majore, Ungaria solicitând o serie de dezbateri publice care au necesitat timp. Există riscul ca și în cazul noii centrale pe gaz de la Mintia, scenariul să se repete. E posibil să solicite și acum, dar mi se pare... Da. Adică a funcționat 40 de ani termocentrala asta pe cărbune, da. Și nu te-a interesat de impact. Doar Greenpeace acum în ultimii 3-4 ani când trebuia să fie închisă să cumpărăm curent de la peci, mm-hmm. produs cu combustibil nuclear. Mm-hmm. Iar acum când va funcționa pe gaz metan, deci impactul asupra mediului este mult redus, acum... să cer dezbateri. Mm-hmm. Da. E forțat, da? Da, da, da. La ce se gândesc. Da, cred că de-aia și te răgânează răspunsul că nu știu cum să forțeze lucrurile de data asta. Pe site-ul APMHD găsiți actul de reglementare care se emite în această etapă a procedurii. Deci pentru construirea noii uzine electrice. De asemenea, Ministerul Mediului parcurge procedura de consultare transfrontieră cu Serbia și Ungaria. Serbia s-a exprimat că nu este interesată să participe, Ungaria încă nu s-a exprimat. Ceea ce mă privește la nivel local, ceea ce ține de competențele noastre, nu vor fi influențate de dorințele părții maghiare.